Zeg mij anders eens hoe je moest, hoe dat daar heet. Minitehnicus pentru mulți dintre dumneavoastră este un nume cunoscut, am văzut că s-a ajuns la copiii care sunt foarte așa îndemânati la chestii tehnice, mi se spune deja Minitehnicus, dar ce nu știați este că Minitehnicus este un personaj de desenat. Cum este și Hamea, de care la fel toată lumea a auzit, dar poate nu știați, și alte personaje de acest tip. Minitehnicus a fost creat în anul 1970 și vom afla mai multe cum vom vorbi la masa rotundă cu câștigătorii concursului din 1970. A fost creat de redacția Cutezătorii și a fost creionat, dacă pot să spun așa, de către Cabrero Arnal, tăticul lui Pic. El l-a creat special pentru o revistă românească. Cabrero Arnal vă e cunoscut, știți că Piful a circulat în mai multe țări, dar doar pentru România, doar pentru o revistă românească, Cabrero Arnal a creat acest personaj, Cabrero Arnal. Nu l-a creat în van, el trebuia să fie mascota unei reviste care n-a mai apărut. Vom afla poate povestea acestei reviste, dar mai ales a fost mascota unui concurs de benzi desenate organizat pentru prima oară în 1970, pentru prima oară în România. Niciodată până în 1970, nici în timpul comunismului, nici în timpul regalității, nu s-a organizat un concurs de benzi desenate. În 1970 se organizează acest concurs de către redacțiile revistelor Cutezătorii și Pif Gadget. Cutezătorii era o nouă revistă, știți că a venit Nicolae Ceaușescu, cei care sunteți de anumită vârstă, în 1965 și evident că a dorit schimbările sale. Printre multe, multe schimbări, Partidul Muncitoresc Român s-a redenumit Partidul Comunist Român, Republica Populară România s-a redenumit Republica Socialistă România, s-au schimbat instituții, s-au schimbat edituri și s-au schimbat și publicațiile pentru copii. Până în 1967 a existat revistele pentru pionieri Cravata Roșie și Scânteia Pionierului. În 1967, noua conducere de stat și de partid, cum era formula greată pe atunci, a hotărât să creeze o altă revistă. Și aveau exemplu Pifului. Din păcate, pentru că nu puteau să aibă 100 de pagini cum avea Piful, benzii desenate în noua revistă Cutezătorii s-au alocat doar 2, 3, maxim 4 pagini pe număr la început. După aceea a rămas la o singură pagină. Își doreau colaboratori noi, își doreau să-și facă cunoscută și mai bine noua revistă și atunci au organizat un concurs de benzi desenate, vă reamintesc, pentru prima oară în istoria României, pentru copii. Concursul se numea Aventurile colegului Minitehnicus, Minitehnicus fiind un roboțel cu puteri supranaturale. Ei au organizat acest concurs, dar nu se așteptau să primească peste 4.000 de planșe de la 4.000 din copii din toată țara. A fost o chestie așa, chiar și pe redactori i-a dat peste cap această afluență de participanți și atunci au trebuit să mărească numărul de premii și de mențiuni și au acordat 30 de premii de mențiuni și 200 de diplome de participare. Câștigătorul marelui premiu al marelui concurs Minitehnicus, atunci avea 18 ani, astăzi este un arhitect cunoscut și arhi cunoscut în Constanța,
după planurile sale, a fost și directorul Institutului Proiectări Județean din Constanța, după planurile sale s-au construit poate un sfert din Constanța și domnul Radu Maria nu ne spune că e modest, a fost și primul primar, atenție, deci un primar creator de benzi desenate, a fost și primul primar al Constanței post-comunist. Nu a stat mult pentru că avea treabă să construiască în continuare blocuri și imobile și nu știu ce, și să deseneze benzi desenate. Pentru această ediție a festivalului, domnia sa vă prezintă o mini-ediție, nu este ediția definitivă, dar a creat-o special pentru festival, de aceea și numărul de exemplare este limitat, dar a readus, a publicat planșele apărute de-a lungul timpului Incutezătorii în sub forma acestui mini-album. Din acest motiv, o să rog pe domnul Radu Marian, domnul arhitect Radu Marian, să ne vorbească despre personaj și despre acest album. Îmi pare rău că acest album ar fi trebuit să fie editat și să arate în condiții optime, dar munca e foarte complicată pentru a corecta planșele alea editate în perioada comunistă. Deci, Cutezătorii avea un tipar sovietic în care culorile nu se suprapuneau prea bine, hârtie era de ziar. A mai intervenit și timpul și de a face copii după acele numere din Cutezătorii să le pui pe urmă digital, într-un tipar digital sau editură digitală, înseamnă o muncă foarte, foarte mare de curățat desen cu desen. Uneori o planșă ia mai mult decât mi-a luat mie să fac originalul, să-l colorez. Și de treaba asta s-a angajat benevol colegul nostru, domnul Rusu, care a sărit capacele când a început să intre în detalii. Așa că n-am putut să venim cu albumul cartonat și redesenat. Am făcut eu în câteva zile cu mijloacele care le aveam la biroul de arhitectură 20 de exemplare, din care 15 exemplare le ofer celor amatori. 5 sper să le dau organizatorilor și să opresc și eu măcar, că n-am avut niciodată un exemplar. Să ne întoarcem un pic la revistă și să le arătăm la prieteni și la fanii benzi desenate această poză din 1970 a câștigătorilor concursului copii. Aici este Arnal și aici este Marian, care și el, ca și Mircea Rapu și ca mine, avea mult mai mult păr în cap ca acum. Da, și... Sper că nu banda desenată v-a scos peria. Nu. Deci albumul practic adună toate planșele care au apărut în Cutezătorii, prin bunăvoința unor colegi, a prietenilor, multor bedefili care au strâns. Eu n-am avut colecția de Cutezătorii, originalele rămâneau la redacție și într-un final am reușit să le adun pe toate. Dar zilele trecute Ciubi a mai găsit un strip care nu l-am și s-ar putea să mai apară câteva stripuri. Partea plăcută e că atunci când mă reîntâlnesc după 50 de ani cu aceste planșe, nu le mai știu. Mă bucur că m-am amuzat și eu văzându-le pentru prima dată. Înseamnă că au avut puțin umor, dacă mă amuză pe mine acum. Au fost circa 60 de apariții, să spun, din care pagini mari, vreo 35-36 și stripuri. Care a fost povestea acestui concurs? Eu m-am așteptat să fie un concurs cu premii și atât. Și cu asta se termină toată povestea. Surpriza era și anul, pentru mine era un an foarte dificil, eram în clasa 12 și urma bacalaureatul și admiterea la facultate. Printr-o neșansă am făcut în primul trimestru o hepatită care m-a trimis acasă până la sfârșitul anului, așa că atunci când a venit concursul,
Am făcut planșele printre picături, părinții nici nu știau că mai fac și așa ceva, pentru că aveam de recuperat materie pe 3 trimestre aproape și trebuia în fiecare zi să dau, ca să-mi iau notele restante la liceu, să pregătesc și bacalaureatul. Și astea foarte multe amintiri din perioada aia s-au estompat, pentru că mi-au rămas multe amintiri la cât m-am chinuit să termin liceul în condițiile respective. Deci, vă spuneam, surpriza mare a fost că acest concurs nu s-a terminat numai cu un premiu, ci că redacția cutezătorii mi-au cerut să fac planșe noi. Eu visam să fac bandă desenată, mi-am dorit tot timpul, aveam din 57, deci de la 7 ani, primisem primele numere din Vaia, strânsesem deja o colecție, copiasem foarte multe personaje. Tatăl meu, care era profesor, cred că prin clasa a 3-a, 4-a, m-a dus la un prieten, coleg, profesor de desen, și m-a întrebat ce îmi place să fac. Am spus să copiez din Vaian. S-a luat cu mâinile de cap, a spus cel mai rușinos răspuns, i-a zis tatălui meu, să nu mai copiezi. Și din revista aia, ales caricatura, zic, cum să copiezi? Și m-a pus să desenez, să fac un par. Păi, nu. Hai să termin povestea și imediat, o termin repede. Și bineînțeles că am făcut pe urmă din clasa a 5-a, a 8-a, școala de arte, și în liceu, tatăl meu fiind de profesor de matematică, m-am dus la un liceu teoretic, la Neculce, unde nu făceam desen. Și m-am înscris la școala populară de arte, care avea o secție de grafică, unde nu erau elevi, erau în general persoane mai în vârstă, date afară din facultate sau care n-aveau diplome. Și întâmplător acolo erau două, trei persoane care lucrau cu edituri, dintre care un grafician fără diplomă, Jean Udrescu, care făcea ilustrații pentru copii. Și m-am lipit și eu de grupul ăsta de graficieni și temele le făceam în general ilustrații pentru copii. Când am ajuns la redacție pentru premiu, prima întâlnire a fost în redacție cu Arnal. Și primul lucru m-au întrebat dacă sunt elev la Neculce, cum de desenez și de cât timp desenez. I-am spus povestea că desenez de mult timp și, fără să mai știe părinții, copiez în draci în continuare din revista PIF. Și fac la școala populară, fac ilustrații pentru copii și caricatura. Și când a auzit Arnal că fac caricatură, mi-a cerut, a spus, spune-ne o poveste din activitatea ta de caricaturist. Eu învățam, nu aveam activitate în spate de caricaturist. O întâmplare haioasă. Și domnul Negulescu a completat, dar o întâmplare din care ai învățat ceva. Și singurul lucru care mi-a venit în cap atunci, că făcusem o caricatură într-o tabără, prin clasa a 10-a, într-o tabără pe la Miniș, cred că era, unde erau în cantonament și ruibiști de la Grivița Roșie. Când am spus de ruibiști, domnul Arnal a și sărit. Cum adică voi jucați ruibiști? Ceilalți redactori din sală au început să explice, stai că noi am bătut și Franța, că avem o echipă foarte bună. S-a mai, cum să spun, tensiunea pe care o aveam s-a mai descărcat puțin. Ruibiști ăștia făceau antrenamente și una, două se luau la bătaie, inclusiv cu antrenorii. Și după câteva zile a trebuit să trimită niște jucători acasă să-i mai potolească, iar directorul taberei căuta pe cineva să facă o caricatură, să o pună la vizier și să scrie acolo niște cuvinte dure la adresa celor sportivi care se băteau. Și am făcut o caricatură pe o coală de desen, dar în birou la
director, să nu mă vadă colegii și mai ales lui Biști. A pus-o la avizier. Colegii mei se amuzau, ruibiștii se amuzau unii de alții, dar erau foarte curioși cine a făcut desenul. N-am spus nimic, nu m-am lăudat, aia tot insistau, domnule, că vrem să-l felicităm, un desen a plăcut, e haios. Și un coleg de-al nostru mai mic, de la altă școală, n-a avut ce face, a spus, și eu l-am făcut. Și bineînțeles că l-am bumbăcit câțiva ruibiști. De mulțumire! Domnul Negulescu i-a spus, vedeți ce înseamnă să fii modest, sau dacă, nu știu, cred că Arnal, dialogul era între Mihai Negulescu și Arnal. Dacă ți asumi meritul altuia, uite ce pățești, că e bătaie. Da, eu i-am spus că mai bine decât să fiu considerat fricos, mai bine să fiu considerat modest. S-au amuzat, deci a fost atmosfera destul de știință. Și a doua întâlnire a fost la decernarea premiilor, când atunci au fost toți cei premiați și s-au oferit premiile. Pentru premiul întâi a fost consistent, că era un magnetofon Tesla, scump, n-aveam acces la el. Și un joc a adusese francezii, un joc de biliard magnetic. A fost interesant, dar pe urmă, luat cu restul problemelor, am trecut-o așa la diverse. Însă după ce am dat și bacalaureatul și am dat și admiterea, cu toate că nu mai aveam teama armatei, că dacă nu intru mai în armată, și m-am văzut și intrat la facultate, a venit surpriza că terminaseră paginile, că le dăduse mai multe pagini la concurs, și atunci m-au cerut să fac altele. Și a mers colaborarea asta, a mers până a venit ideea să facă revista Minitehnicus. Și din păcate, în loc să ne alegem cu o revistă mare, cu două pagini, cu Minitehnicus, eu deja mă vedeam autor de bandă desenată cu Minitehnicus, s-a ales fratele. Că ne-a tăiat, ați văzut, formatul l-au tăiat la jumătate, mulți din redactori au trebuit să plece. În sfârșit, a fost cum a fost. Da. Deci eu când am terminat... N-ai fost atent pentru că asta a spus, că vrea să-l angajeze la Minitehnicus. Stai puțin. Nu, deci eu eram în anul 1-2 de facultate. Walter. Deci eu trebuia să termin întâi facultatea. Și după facultate, domnul Mihai Negulescu mi-a oferit postul, îi spuneam domnul Cinescu, a avut post liber de secretar de redacție la Racheta Cutezătorilor. Da, dar mi-a spus, uite, asta facem. Deci nu o să poți publica bandă desenată caricaturală, că nu mai era moment. Am încercat, pe urmă, ce vă povesteam cu domnul Radu F. Alexandru la Animafilm. S-a ales praful, că tot Ceaușescu a aprobat și planul de la Animafilm și tot ce era SF și caricatural n-a fost aprobat. Da. Deci albumul se referă la, practic, paginile care au apărut în Cutezătorii. Vorba de PIF și Minitehnicus la început. Pe urmă a fost Minitehnicus cu personajele mele, Tiristor și Liță. Și când mi-au spus că nu-l mai pot face pe Minitehnicus, au publicat totuși banda desenată, numai cu Tiristor și Liță, în ăsta, Misterul Roboților. Dar a fost ultima. Eu m-am apucat să fac și continuare la Misterul Roboților, dar nu mai era loc în revistă, nu s-a mai putut. O să revenim la Marian. Dragi prieteni, emisiunea este înregistrată și trebuie vorbit în microfon. Am înțeles. Să nu mai dați așa cu el, să nu mai...
Avem o șansă extraordinară datorită Festivalului de benzi desenate de la Brașov și domnului Nicolae Pepene să reunim după 53 de ani 4 din cei 230 de câștigători ai concursului. Uitați-vă bine că niciodată în 50 de ani nici ei nu s-au întâlnit. Acum s-au întâlnit în această formulă și vă spun personal, sunt recunoscător festivalului că am reușit să-i aducem de la Craiova, București, Constanța și Paris. Mi se pare un lucru extraordinar. În 1970, când s-a organizat concursul, câștigătorul Marelui Premiu a fost Marian Radu. Un alt câștigător a fost Walter Ris. Și da, acum, dragă Walter, te rog să ne spui cum ai participat la concurs, ce ai simțit când ai câștigat premiu, ce ne poți spune despre acel concurs în general. Sigur. E cu buton sau? Nu, e cu vorbesc de... Mi-aduc aminte de acei ani. Și nu știu cât de bine am desenat atunci și cât de mult am desenat apoi, dar cred că am făcut cea mai mare gălăgie despre aceste lucruri și mă bucur foarte mult să vorbesc despre acei ani. Revista am păstrat-o, în care publicau, momentul în care primeau planșe la revistă, publicau cele pe care s-au părut cele mai bune ca apoi să fie premiate. Și am păstrat acea revistă, Ecutezătorii numărul 40 din 1970. Numărul era 140 și ceva sau așa ceva. Nu știam mai nimic. Eram un elev de școală căruia îi plăcea să deseneze. Nu știam foarte mult de banda desenată, doar de revista PIF, pe care o cumpăram de la chioșcu. De fapt, tatăl meu o cumpăra, nu mai știu dacă era săptămânală sau lunară. Săptămânală era și PIF-ul și, bineînțeles, că atunci eram siderat de mari desenatori. Nu mai le spun acum. M-am apucat și eu, făceam chestia asta de prin clasa 5-a, cam așa ceva, dacă putem vorbi de începuturi. Îmi amintesc însă că nu aveam nici măcar uneltele necesare unui desen de calitate. Știu că o rudă îndepărtată, mă cheamă Walter Ris, ruda era în Germania și pe sub mână mi-au adus un ceea ce se cheamă acum un rapidograf. Era un instrument în care puneai tuși. L-am înfundat, că am pus tuș românesc într-un rapidograf nemțesc, s-am cam înfundat și am reușit să fac acea bandă desenată. Sigur că acum mă uit, aș fi putut să o fac mai bună, dar am fost foarte bucuros, foarte surprins și că am câștigat. Foarte bucuros să fiu acolo, să, ce să zic, eram un băiat timid din Otopeni, nu mi-e rușine să zic de unde am copilărit, dar cu e cea mai tare parte a Bucureștiului, dar asta este altceva. Și nu am foarte multe amintiri de atunci, ne-am întâlnit peste ani acei desenatori și mă bucur să-i revăd de câte ori ne-am întâlnit, pe unde ne-am întâlnit. Am început să-i admir. Erau mai buni ca mine. Acest lucru, dacă am simțit un pic de invidie la momentul respectiv, cu domnul Radu Marian am zis, domnule, e mai mare ca mine, ce să fac? Eu nu puteam să desenez, ca era clasa a 8-a, ca... e mai mare, domnule, de-aia desenează. Valentin Tănase, domnule, până la urmă a făcut arte plastice, stai puțin, că e cu școală, e cu... Și uite așa m-am căinat eu, cu... și dar m-am îndârjit, am vrut să desenez ca ei, nu mi-a ieșit în prima, am urmat o carieră în domeniu și nu prea. Sunt arhitect, arhitectura este și nu este pe aproape de banda desenată, dar de ce o aduc în... Arhitectura mi-a oferit platforma bănească pentru a putea să desenez, nu prea se plătește, nu o să se plătească niciodată în România, și tot ce facem, toți cei care suntem aici și desenează, bandă desenată în special, fac asta oricum 90% din pasiune și din plăcere. Aș încheia cu acest lucru. Mai departe... O să mai discutăm, nu te opri, nu ne oprim aici, să fii convins, domnul Walter. Un al treilea câștigător acelui concurs este Cristian Ciomu din Craiova, care în premiere o să și vă arate ceva absolut deosebit. Domnule Cristian Ciomu, povestiți-ne despre participarea la concurs și
cu ce v-ați ales și ce planuri ați avut ca urmare a acelui concurs de benzi de sănătate. Da, mulțumesc, Dodoniță. Facem parte și dintr-un grup, Banda de Senată Craioveană. Acolo, Banda de Senată se pare că are câțiva adepți fanatici, pot să spun. M-am alăturat și eu lor, deși fiind un pic mai bătrân decât toți de acolo, totuși ar fi trebuit eu să generez această mișcare. Dar am făcut o paranteză pentru că în Craiova, într-adevăr, am avut ocazia să iau contact cu revista PIF. De fapt, revista Vanaldo PIF. Și chiar aș putea spune chiar cu revista Vaillant, pentru că eram un puști de 6 ani, când am venit din Drobeta, Turnul Severin, unde locuiam până atunci, și am venit în Craiova, acolo la un unchi al meu, care era stomatolog, pentru că eu eram copil și mă plictiseam, mi-a aruncat un vraf de reviste Vaillant. Uită-te și tu pe ele. A fost primul meu contact cu această fabuloasă revistă, plină de desene, plină de povești. Nu știam limba franceză, nici nu știam prea bine să citesc. Dar, sigur, a fost pur și simplu un moment magic. După care, în 1965, când revista Vaillant a devenit Vaillant, Journal de PIF, printr-o conjunctură, tatăl meu lucra la Banca Națională, avea niște relații, putea să cumpere săptămânal această revistă care costa 4,25 lei de bani. De la chioșc și mi-o aducea așa cu regularitate în fiecare săptămână și sigur am crescut cu ea. A fost o mare șansă, n-am pierdut niciun număr. Practic, această revistă era o revistă completă de bandă de senat. În 1967 a apărut și revista Cutezătorii, erau câteva reviste, Luminița, Ariș Pogonici, care publicau bandă de senată, câteodată chiar foarte bună. Și acolo era Albin Stănescu, era Livia Rus, erau Dures, da, Dures, niște desenatori formidabili. Dar Cutezătorii a însemnat revista care m-a, să zic așa, incitat și pe mine, pentru că publica benzi desenate pe ultima pagină și puțin în interior și avea totuși 16 pagini față de PIF, care avea 48 sau mult mai multe și care totuși era numai de bandă desenată, foarte puține alte. Deci revista Cutezătorii, una, două pagini, prea puțin, prea puțin. Cumpăram și întorceam pe dos. Da, da, da. Deci am zis că e prea puțină bandă desenată, trebuie să contribuim și noi, să facem și noi, pentru că probabil de asta nu e bandă desenată, mă gândeam eu. Oricum, am început să desenez și în liceu am avut șansa să... Un liceu din Craiova foarte bun, avea o revistă Licăriri. Sigur că între timp revista PIF, Vaillantul Journal de PIF a devenit revista PIF Gage în 1969-70 și a devenit și o revistă puțin mai scumpă, 8,50 lei devenise, nu? Dar tatăl meu a cumpărat-o în continuare până am terminat liceul. Și s-a întâmplat și acest moment magic în 1970, când revista Cutezătorii, pe care o cumpăram de la chioșc în fiecare săptămână, a lansat acest magic concurs. Concursul Aventurile colegului Minitehnicus, în colaborare cu revista PIF. A invitat acolo pe celebrul Cabrero Arnalt, care era părintele revistei PIF. În vremea aceea, el nu mai desena prea des PIF, îl desena mai mult Roger Mas. Dar, oricum, el era cel care crease acest personaj și toată familia PIF, cu Hercule, partenerul lui, și Tonton, Agata și, mă rog, Rodudu, și PIF-ul se pare că l-a creat Mas, a fost creația lui Mas. Oricum, a fost un moment fabulos, lansarea unui concurs de benzi desenate și am zis să particip și eu. Sigur că am încercat să fac față temei, am făcut o planșă sau două, nu mai știu, nici nu mai știu câte am fost. Și rezultatul a fost că am primit acest document, care este o diplomă semnată de Cabrero Arnalt. L-am adus
este în original. Da. Cât de important a fost? Semnat în original de Arnal. De Arnal, da. Și, într-adevăr, pentru mine a fost o mare bucurie, o satisfacție, deși pot să spun că, într-un fel, am sperat mai mult, așa, eram ambițios, dar văzând câștigătorul ce a făcut, respectiv colegul mai mare, acum Radu Marian, într-adevăr, era o diferență de calitate între noi, ceea ce pentru mine a fost în continuare o provocare și am continuat să lucrez cu ambiție și șansa a fost că în anul următor revista Cutezători a lansat un nou concurs, Eroi Contemporani, parcă s-a numit, și la care din nou am participat de data asta mult mai ambițios, mult mai pregătit și am avut șansa să obțin un premiu întâi la una dintre secțiuni, au fost vreo 4 secțiuni. Marele premiu a fost câștigat de un oarecare Bujor Ștefănescu, care, povestea o știu colegii mei, se pare că a fost ceva dubios la planșele lui, așa, dar e un episod, în fine, el a câștigat un magnetofon, eu am câștigat un aparat de radio cu tranzistori, micuț așa, care mi-a prins bine, pentru că avea și unde scurte și mai prindea câteodată în momente bune și Europa Liberă, unde se dădea muzică rock. Căutam și asta. Începuse să-mi placă muzica rock, cântam și prin niște formații, chiar o să pot să vă prezint în seara asta un moment muzical, pentru că am legat banda desenată și de muzică. M-am gândit că e foarte plăcut atunci când citești bandă desenată să asculți muzică. Și sigur și când desenezi. Eu am avut șansa să fac muzică, chiar în sunt la fel ca și colegii mei, arhitect. Și acolo pot să spun că am intrat tot datorită faptului că știam să desenez și făcusem acest exercițiu de desen prin bandă desenată. Un exercițiu complex, pentru că banda desenată îți propune să cunoști atât, să zic, structura și fiziologia și anatomia umană, dar atât și cadrul în care se desfășoară, să creezi o ambianță, deci desenul trebuia să fie frumos. Pentru mine banda desenată este cea mai bună, este aceea care are un desen frumos, un desen deosebit. Și am avut ocazia să constat că banda desenată a evoluat în anii următori. Eu, sigur, intrând la arhitectură și încercând atunci, după ce am câștigat premiul întâi la revista Cutezătorii, am prezentat niște planșe, m-a primit redactorul Ion Donca, mergeam în drum spre mare, i-am dat o mapă, s-a uitat, mi-a reținut câteva, a zis însă, domne, știi, e greu la noi, să nu crezi că nu e bine ce faci, dar trebuie să mai așteptăm, să mai vezi. Mi-a luat planșele și mi-a dat un număr de telefon, care din păcate l-am cam rătăcit. N-am mai reușit să-l găsesc, am dat telefon pe la redacție, nu-l găseam. Am înțeles că, de fapt, se cam încheiase toată treaba. Și am început facultatea de arhitectură, o facultate lungă. Noi am făcut și armata înainte, că așa a fost primul an. În loc să începem facultatea, am făcut 8 luni de armată. Dar tot în București. Acolo însă aveam șansa să mai găsesc prin anticariate revista PIF, care evoluase între timp. Am găsit chiar și albume cu Asterix, ceea ce m-a surprins, albumele încă nu ajungeau la noi. Chiar găsisem întâmplător la Craiova, într-un anticariat, reviste Spirou și Tintin, O altă lume de bandă desenată. După care a venit un coleg într-o zi cu o sacoșe cu reviste Pilot, altceva. Deci deja banda desenată devenea fabuloasă, desene extraordinare, povești fantastice și crescuse și vârsta cititorilor. Se pare că ea nu se mai adresa exclusiv copiilor. Nici revista PIF nu s-a adresat exclusiv copiilor, pentru că acolo a apărut prin 1970 Hugo Pratt, care îl desena pe Corto Malteze și care pentru noi a fost un șoc. Un desen puțin mai simplu, stilizat, foarte expresiv și niște povești fantastice.
povești cu călătorii, cu trimiteri în lumea magiei, un autor extraordinar care a devenit, de fapt, este considerat unul dintre marii maestri ai benzilor desenate, dar iată că el s-a lansat în revista PIF. El lucrase în Argentina, este un om care a călătorit foarte mult, a făcut din viața lui, să spunem, o adevărată poveste și a creat acest personaj fabulos pe care eu vreau să spun că l-am adorat și nu numai eu, chiar intelectuali din România au scris. Horia Patapievi, de exemplu, spunea că pentru el Corto Malteze a fost într-adevăr un moment de magică întâlnire cu acest personaj, această lume. Deci, iată că și banda desenată putea să însemne ceva pentru formarea și pentru cultura noastră. Din păcate, în România ea însă a rămas la un nivel mai puțin răspândit. Totuși, dintre cei cu care am participat la acest concurs, unii au evoluat foarte mult. De exemplu, și Radu Marian a publicat foarte mult, și Walter și Valentin Tănase mai ales, avea niște povești fabuloase. În anii 80 nu prea mai cumpăram cutezători în vremea aia, dar totuși observam desenele și am admirat foarte mult această perseverență pe care au dovedit-o câțiva dintre cei pe care îi întâlnisem în această perioadă. Deci, banda desenată pentru mine a rămas în continuare o pasiune până în 90, când s-a schimbat regimul și atunci, dar nu mai desenam. Și atunci au venit niște colegi să-mi propună să colaborez la o revistă pentru copii. Sigur că ea s-a numit Prikindel, s-a scos un număr, am creat un personaj, am publicat din benzi de vechi, am refăcut benzii care le publicaseam în reviste anterior, în revista liceului, de exemplu, o revistă care a publicat benzi desenate și cred că am fost printre singurii care am publicat acolo, benzi desenate istorice, un serial Moartea lui Decebal, un alt serial cu oameni primitivi, o bandă desenată realistă. Era o bucurie să văd planșele mele publicate în aceste reviste alb-negru, dar totuși faptul că se publicau era extraordinar și le-am reluat atunci în 90 în revista Prikindel. Din păcate, un singur număr s-a publicat într-un tiraj de 10.000 de exemplare, s-a difuzat prost, profesorii s-au cam, mă rog, au fost dezamăgiți și au renunțat să mai aveam publicul numărul 2 pregătit. După care au apărut și alte ocazii și grupul BDC. Să revenim la concurs acum și vom mai continua discuția. Al patrulea câștigător prezent în această seară este Mircea Arapu. Mircea Arapu, o să ne spui povestea vieții în 40 de ore după aceea. Acum, în 40 de secunde, colaborarea la acest concurs fenomenal. Mulțumesc! Pentru mine concursul a fost foarte, foarte rapid, foarte simplu. Eram, la vremea respectivă, eram tobă de PIF, aveam o colecție deja deosebită de PIF, Vaianul Jurnal de PIF, de PIF Gadget, începuse atunci și eram convins că voi câștiga acest concurs cu mâinile în buzunar. Bineînțeles că a fost departe de fie așa și după ce am văzut un număr de desenatori care am început să înțeleg de ce au avut premii, pentru că erau niște nume răsunătoare în lumea ilustrației și a caricaturii din București, România, a apărut în sfârșit revelația noastră a tuturor, Radu Marian, la care toți am recunoscut că este categoric cel mai bun dintre noi și cel care merita marele premiu, deci era indiscutabil. După aia am văzut că au mai trecut numere, tot speram să mai am un premiu, n-am avut niciun premiu, am avut o mențiune, ca mulți alții din participanți, câte mențiuni, 400? Da. Nu, le-au fost diplome de onoare, 200. 200? Au fost mențiuni? 10 premii și 20 de mențiuni. Deci nu a fost chiar mențiune, a fost chiar atunci important. Ceva de onoare, nu știu, am avut ceva... Nu, mențiune ai avut, da. Da, mențiune, da. Mențiune, am avut o mențiune. O menționăm aici, ca să știe toată lumea. Și bineînțeles, după acest concurs minunat, m-am dus și la cutezătorii să le prezint primul meu proiect.
Am fost și la editura Stadion, care în acea vreme, în anii 70, publica benzi desenate. La Stadion am aflat că proiectul meu nu mai e interesant pentru ei, pentru că opresc banda desenată. Ultimul album fusese chiar Galbar, al lui Sandu Florea, pe care l-am cunoscut puțin mai târziu. Deci cu acesta a început gândul meu să se contureze și să mă gândesc că aș putea să anvizajez să plec la Paris, pentru că acolo se fac benzi desenate. Și cam asta este povestea cu cutezătorii. Odiseea franceză urmează a fi povestită. Până atunci, eu vreau să întreb pe cei trei din cei patru câștigători prezenți aici, dacă ați înțeles, sunt arhitecți. Și mai sunt alți câștigători, nu sunt prezenți, că nu puteam să-i aducem, unii au și plecat în alte țări, unii au plecat în alte zări, dar trei din cei prezenți sunt arhitecți. Radu Marian a construit o bună parte din Constanța, Cristian Ciomu a construit imobile în Craiova și în Târgu Jiu, Valteris a construit cam toate vilele din Pipera. Revenim când... 250 de case în Otopeni. Poftim, nu toate, 250. Și făceam... Da, deci ca arhitect și am spus, am văzut de atunci că trebuie să am o platformă bănească ca să pot face bandă desenată și atunci am dat la arhitectură, așa se zice atunci, ai dat la arhitectură, am intrat. Amuzant a fost că de la primele desene m-au luat profesorii în colimator. Domnule, zice, mai tunde personajele astea. Eu nu desenam atât case, cât desenam case cu oameni. Am avut o patiserie, erau trei ziduri acolo, dar erau 20 de personaje, erau desenați bucătarii, erau desenat publicul, erau desenați căței, pisicile, pe pereți în Facultatea de Arhitectură. Zice, ce e cu asta? Zice, domne, vrei să fii arhitect? Gata, s-a terminat. Totdeauna însă am fost la jumătate. Ca arhitect, cum foarte bine s-a spus, nu puteam să vorbesc mai bine, ca arhitect ne ajută să facem planurile din spatele personajelor. Banda desenată este complexă și mai adaug, faci personajul, faci cadru și este o documentație formidabilă asupra perioadei în care să petrece sau să inventezi o întreagă lume dacă e science fiction. În afară de asta trebuie să fii scriitor dacă faci și scenariu. Trebuie să fii un fel de regizor, pentru că din tot ce am povestit aici trebuie să extragi niște pătrățele, se cheamă cadraj, și asta o fac în film și o facem și noi. Deci asta că e a cât, a șaptea, a opta artă, așa, este o artă de sine stătătoare. A noua. Este o artă de sine stătătoare. Ca arhitect am mai avut o poveste și o aduc aici aminte. Ceaușescu nu pricepea planurile pe care îi le făcea Anca Petrescu la Casa Poporului. Să uita deasupra și zicea, nu înțeleg. Să vină neamțul ăla să-mi le deseneze. Eu eram neamțul care luam planurile de arhitectură de la Anca Petrescu, nu singur. Eram vreo 14. Eram arhitecții care îmbinam plastica cu arhitectura. O chestie mai rară. Și pictam sălile și încăperile. Și așa pricepea, să uita la niște tablouri și așa a făcut ce s-a făcut. Bun, rău, acolo este o muncă formidabilă a celor care au cioplit, au construit, au desenat și așa mai departe. Cam atât. Foarte bine că Valteris a pomenit de Ceaușescu, pentru că avem aici, cred că singura persoană care l-a cunoscut pe Nicolae Ceaușescu față în față. Domnule Radu Marian, vă rog să ne povestiți despre aceste întâlniri care mi se par formidabile. Da. Nu e cam mult spus că l-am cunoscut. Nu. L-ai întâlnit, n-am spus. L-am întâlnit, da. Datorită profesiei. Deci îmi plăcea să vină destul de des pe litoral. Uneori chiar nu mai pleca, venea din iunie, scria teză la Neptun și odată pe săptămână voia să mai vadă machete, planșe. Pe urmă voia și pe teren și începea să facă vizită destul de multe și atunci primul secretar și directorul mare se întâlneau cu Ceaușescu la, știu și obiectivele principale,
Iar eu în perioada aceea eram director adjunct, director tehnic. Trebuia să rezolv vizitele în localitățile mai mici. Da, nu pot să zic că îmi face plăcere, după ce îl întâlneam cu mare drag, știam că e cel care l-a interzis pe mini-tehnicul. După 2 ani de muncă la Animafilm, mi-a interzis și filmul de la Animafilm, doar că nu-i spuneam în față, domne, uite ce m-a adus aici în câmp la Cobadin să-ți arăt planul de sistematizare a satului, ca asta făceam. Dar tot doi ani sistematizarea satului, exact. Asta cu statele e bine că România nu știe ce urma după 90. Povestea aceea era cu niște case făcute în 77-78. În 77 Ceaușescu a aprobat schițele de sistematizare a marilor orașe, machetele orașelor în fiecare județ. Și în anul următor, consilierii de la CPCP i-au propus să realizeze la nivel de județe cât un catalog cu 10 case tip pentru mediul rural. Locuințe pe terenuri mici, dar locuințe pe plus 1 și care să aibă suprafețele apartamentelor de bloc. Dar erau locuințe individuale. După metoda vecinilor noștri unguri, polonezi și chiar și bulgarii în mediul rural făceau numai locuințe pe plus 1 după proiecte tip. Dovadă că în anul 90 pe Bulgaria au prins cu circa 90-92% case acordate la utilități. Noi aveam 40%. Și s-au făcut aceste proiecte la fiecare județ, s-au făcut cataloage, s-au făcut machete, s-au organizat în București. Aveau sală sau sări de expoziție la CC și întâmplarea a făcut că eram și eu în grupul celor care păzeau machetele, nu le prezentam noi. Aveam grijă să fie expoziția amenajată pentru vizită. Și a venit mai repede, ne-a prins acolo în expoziție și cei de la consilierii de la CPCP, care ei practic organizase toată acea activitate, erau foarte încântați pentru că machetele arătau superb. Fiecare județ avusese sarcină să păstreze specificul local și oamenii își dăduseră, toți colegii noștri își dăduseră silința și machetele erau la o scară destul de mare, cu anturaj, cu vegetație. A fost una dintre cele mai frumoase expoziții, mai frumoase decât cea cu machetele orașelor. Consilierii așteptau să primească laude, a venit cuplu, s-a uitat, Ceaușescu se pare că i-a plăcut, era mulțumit și până i-a zis tovarășa: Nicule, tu nu vezi ce fac ăștia? Nu înțeleg. Tu nu vezi ce vor să ne facă? Nu pricepe. Tu nu vezi că astea sunt vile? Zvile. Nici în ziua de azi, județele n-au primit un răspuns. Deci oamenii au plecat. Cei de la CPCP n-au știut cum să închidă cazul, pentru că ei comandaseră fiecărui județ aceste proiecte. S-au depozitat, pe urmă, machetele, au rămas catalogele puse deoparte. După 90, colegii mei au mai luat din ele și au început să facă proiecte individuale pentru particulari. Deci cam așa e. Povestea o spusesem încercând să explic cum aproba acești oameni reviste, mini-tehnicus, plan de filme, de animație. Deci nu aveau nicio treabă, nici cultură, nici educație, nici bun simț. Deci, pur și simplu o ură față... Cum poți să spui de niște case care aveau suprafețe cât apartamentele comuniste, să spui că erau vile, că erau pe plus 1, pe suprafețe de 150-200 de metri.
Da, așa că ce să spun. M-am bucurat foarte mult că l-am văzut față în față. Pot să mai, acum, dacă tot mă laud, pot să spun că ultima lui demonstrație a fost în Constanța, ultimul meeting. 23 august 1989. Da, 23 august 1999 și că în funcția care aveam a trebuit să mă ocup, că directorul mare nu era și în vârstă și nu făcea teren la astfel de organizări și la expoziții sau la vizite cădea pe mine. Mai ales că mai puneam mâna și mai făceam și rezolvări de panouri sau de parte de design. Și a fost pe stadion. Și am stat o zi, o noapte, a doua zi a început meeting-ul, care era stadionul plin de oameni ai muncii. Și m-a prins pe mine și pe o secretară care cu propaganda, ne-au prins chiar lângă tribuna oficială pentru că a trebuit să o organizăm. Era o de pernă pentru scaun, pentru tovarășa și în ultima clipă a trebuit să facem un blindaj la parapet. A fost prima dată când s-a făcut un blindaj, cum să s-a tătat un Egipt. Și a venit în ultima clipă, faceți un... și n-aveam ăsta material pentru veste sau... S-a făcut pur și simplu cu metal foarte gros. Da, și m-a prins pe mine și pe acea tovarășe chiar lângă lipiți de asta, camera de protocol. Când a început meeting-ul, noi ne-am așezat, deci ne despărțeau un perete. Și ne-am așezat lângă perete rezemați, fără să ne dăm seama că apărăm în cadru. Și în jur erau oamenii muncii care, dirijați de activiști, cum spunea tovarășul ceva, îi ridicau, aplaudau și o scută, așa, a țipit unul în gata. La colț, la imediat după ce au ieșit. Și activistul care răspundea de zonă când a văzut că doi tovarăși ai muncii stau acolo și a țipesc chiar lângă tovarășul, într-un moment de liniște a venit și ne-a spus: ce faceți, sunteți de buni, sculați-vă în picioare. Asta care era șefa propagandă și care era șefă peste toți. Dau microfonul la o parte. Într-un moment de tăcere în care tovarășul putea să audă că era la un metru de noi, ia mai du-te tu, românește. După care și-a dat seama. Băgat capul să vadă, da, a auzit tovarășul. Nu, că blindajul era numai la nivel de parapet, în rest era liber. Dar nu, întâmplător, n-a auzit, el era cu... făcuse pauze să înceapă el și cu... asta cu... Mulțumesc. Dacă toți suntem la întâlniri cu Nicolae Ceaușescu, să vă spun cum nu m-am întâlnit eu cu Nicolae Ceaușescu. Eram în 1989, s-a dat în folosință podul de la Cernavoda al doilea, pentru că expirase cel vechi și eu lucram în zonă și eram economist și sunt economist. M-am îmbrăcat în uniformă frumos de muncitor, cu șapcă, cu tot și pentru că eram tovarășul economist, m-au pus în primul rând activiștii de partid de la mine, de la unitate. Și vine un tip în civil cu mâinile așa. Și uite la mine, bă, mustață, că avea mustață atunci. Bă, tu ce faci aici? Păi, un tovarăș cu tare m-a adus aici să dau mâna. Bă, du-te mă, de aici că lui tovarășa nu-i plac mustăcioși. Și de primul rând m-am dus în ultimul și nu m-am mai întâlnit niciodată cu Nicolae Ceaușescu. Revenind serioși, este un moment unic, că sunt patru câștigători ai concursului din 70 prezenți aici și le mulțumesc și lor și organizatorilor. Dar este un adevărat miracol că un membru în juriul concursului din 1970 este aici și este maestru Puiumanu. Vă rog să-l aplaudați. Domnul Puiumanu are albume, puteți să-i cereți dedicații după ce terminăm emisiunea. Am vorbit de participanții la concursuri.
Acum vom trece și la redactorii revistei și la cei care au organizat concursul. Îl avem alături de noi pe maestru Vintilă Mihăescu, care a lucrat la revista Cutezătorii și care a concurat la organizarea concursului din 1971. Redacția Cutezătorii, văzând că concursul are succes, are audiență, a organizat și alte ediții și domnul Vintilă Mihăescu a fost în juriul celui al doilea concurs și a și desenat o superbă copertă cu personaje care evadează din planșa de benzi desenate a unui tânăr copil participat la concurs. Domnule Vintilă Mihăescu, am dorit să ne spuneți la microfon, pentru că se înregistrează, să ne spuneți câteva din amintirile dumneavoastră de la revista Cutezătorii. Stai jos! Nu, stai jos, domnule Mihăescu! Stai jos! Întâi și întâi că concursurile care au urmat după primul ăla, care a fost discutabil, s-a hotărât să nu mai fie chiar publice direct. Trebuiau să vină întâi lucrările în redacție să vedem ce e de ele. Că nu toate trebuiau să apară și nu toate trebuiau premiate pentru că nu erau pe linie. Copiii la copii. Făceau ce le trecea prin cap, dar nu tot ce le trecea lor prin cap trebuia să fie văzut. Și atunci premiile au început să se dea altfel. Asta e ce pot să spun despre momentul ăla. Despre viața de redacție, poveste lungă. Spuneți-ne totuși, pentru că s-a pus întrebarea, de ce nu puteau să publice ceilalți din afară și... Erau câteva criterii după care. Unul dintre ele era plata. Un colaborator extern era plătit integral la prețurile ilustrație, bandă ilustrată și tot ce mai apărea, texte și alte. Fiindcă bugetul revistei era mic și vreau să fie cât mai mic, atunci noi care eram redactori artistici în revistă, eram obligați să facem și partea aia, pentru că noi eram plătiți doar cu 40% din valoarea lucrării respective. Și atunci se făcea o mare economie. Asta era un criteriu. Al doilea era pentru că revista era săptămânală, se lucra foarte greu și era foarte greu să lucrezi cu oameni pe care nu-i puteai ține sub control tot timpul. Un colaborator extern îi dădeai să facă, de exemplu, o bandă ilustrată, dar nu știai foarte sigur că e parolist și ți-o aduce în ziua în care tu trebuia să o bagi în tipar. Și atunci zicea, ce mai decât să... Mai ales că nu știai totdeauna ce face în planșa respectivă. Dacă nu cumva a băgat roșu, alb, verde, care erau, noi era revista Cutezătorii, era paralelă cu Iobarat, care însemna același lucru, dar în maghiară. Și tot colorul era preluat de revista maghiară și numai parte, adică de la noi, și negrul făceau ei peste. Dar să nu existe... Să nu cumva, când făcea banda ilustrată, așa, să scape vreo cruciuliță pe vreo biserică care era în fundal sau... Tot felul de lucruri pe care noi trebuia să le cenzurăm. Și cum nu erai sigur că colaboratorul ține cont de toate astea, ia mai bine faceți-le voi în redacție. Și eram sufocați din cauza asta. Și atunci, după ce am ieșit... În 77 de la revistă, aproape că m-am jurat să nu mai fac bandă ilustrată și m-am ținut până acum vreo 2 săptămâni. Nu mai puteam să o suport. Lucram zi și noapte și nu mai era o plăcere, cum poate pentru unii e acum, să deseneze, să facă. Era o corvoadă. A trebuit să inventăm fel de fel de tehnici care să ne ajute și nici astea nu ne mai ajutau suficient. Pentru că eram 2 redactori, Dumnezeu să-l odihnească, unul dintre cei mai buni desenatori pe care eu i-am cunoscut, și eram și foarte bun prieten, Pompiliu Dumitrescu, era în stare să deseneze și le-am arătat la câțiva, făcea o bandă ilustrată în 2 ore pe loc, pe birou. Direct, cu tușul pe ăstea, mai făcea mici corecturi cu alb, și îi dădea drumul imediat în tipografie. Să nu mai vorbesc de completările pe care le făcea și pe care le-ați mai văzut în revistă, cu caricaturi,
cu diverse personaje, micuțe, copii caricaturizați. Astea trebuiau să le facă pe loc pentru că, datorită situației. Dacă mi-i îngăduiți, Pompiliu Dumitrescu făcea o machetă, macheta revistei Cutezătorii, să desena cu creionul. Și el făcea locurile de text și desenele aproape că le făcea din nou. Era o machetă desenată astăzi, cred că ar valora aur. Pompiliu Dumitrescu avea o mână extraordinară. Îmi pare rău că n-am păstrat una din aceste machete desenate de el. Ce să pă, n-am păstrat noi nimic, nici da, măcar da, benzile da, ilustrate, da, n-am păstrat desenele, toate le arunc. Un om cu o mână de aur și cu un suflet de aur. Dar la el, ce s-a întâmplat cu titlurile, că erau scrise toate de mână? Pentru că nu știai în momentul în care el intra în tipar, dacă intră același material, dacă nu este vreun text care a fost refuzat cu două săptămâni înainte, pentru că nu neapărat subversiv, dar nu se potrivea cu contextul politic care să... Și atunci trebuia imediat să improvizezi pe spațiul rămas, de mână să scrii un titlu, că altfel n-aveai ce să bagi acolo. S-a întâmplat de câteva ori să trebuiască să mă duc în tipografie și să scriu, să zgâri direct pe valț, scriind invers titlul, pentru că s-a schimbat textul și ce mai era și n-aveai loc de altceva. Era o nebunie ce era. Mulțumim frumos! A trebuit să inventăm ceva care să salveze. Alături de câștigătorii concursului din 70, avem și un câștigător al concursului din 1971, domnul Valentin Tănase. Anul următor, în 1972, deja au publicat o bandă desenată despre Alexandru Ioan Cuza și coperta. După încă 10 ani, domnul Valentin Tănase era redactor al revistei Cutezătorii. În locul, iată cum se preia ștafeta. Domnule Valentin Tănase, domnule colonel, domnul Valentin Tănase Marian, domnul Valentin Tănase este directorul studioului de creație al armatei. La final o să vă rugăm să ne spuneți câteva cuvinte, dar vă rog, domnule Valentin Tănase, amintirile noastre despre concurs, despre revista Cutezătorii. Știu că aveți și tot așa ca domnul Vintilă niște chestii din interior și mai ales o să vă rog, pentru că cred că aici ați adus planșe originale, să arătați publicului în premieră. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Mă bucur văzând atâția iubitori ai benzii desenate, îmi dă credința și speranța că acea de-a noua artă, banda desenată, are încă un viitor la noi. Dar pentru că știu că va avea un viitor, ea are și o tradiție și are și un trecut. Și aș vrea, în primul rând, să omagiez aici pe mentorul nostru, părintele nostru spiritual al celor care desenează banda desenată, maestru Puiu Manu, care la vârsta lui, la peste 90 de ani, încă e activ la planșeta de lucru și de creație. Omagiu meu, așa, din toată inima. Mă bucur că sunt alături de Mintilă Mihaescu, maestru și bunul meu prieten, singurii foști redactori artistici care am lucrat efectiv la această redacție cu Cutezătorii. Am candidat și eu la acel al doilea concurs, Eroi Contemporani, în 1971, eu am făcut atunci o planșă cu prima selenizare, cu Neil Armstrong, Aldrin, nu știu ce, care mie mi s-a părut un fenomen epocal. Și am făcut o bandă, totul trebuia să fie într-o planșă. Și am făcut exact această aselenizare. Am muncit-o, am făcut-o, era, după părerea mea, ok. N-am luat decât o mențiune, o minge de fotbal. Și câștigătorul principal era, a menționat aici, Cristian Ciomu, Bujor Ștefănescu, care a făcut o planșă cu inundații. Au fost niște inundații atunci catastrofale și erau niște tineri care au salvat copii. Mă rog, frumos, ca temă. Și m-am dus la redacție. Cine era acolo? Unul din redactori aici, Vintilă Mihăiescu, avea părul negru, mustața neagră, dar nu eram foarte mult diferit. Și Pompiliu Dumitrescu, că amândoi mi-au devenit ulterior foarte buni și apropiați prieteni. Și le-am zis, uite, domne, dar omul ăsta a luat premiul întâi, dar a copiat. Și am venit cu niște reviste, Pif Gage, în care el copiase efectiv după Le Pionier de l'Espérance, copiase casete întregi, dar luate cu calcul. În toată planșa lui, cred că avea 6 sau 7 luate.
uite, domnule, omul ăsta a copiat. Acolo era și Ovidiu Zota, redactor șef adjunct. Păi stai, domnule, dar omul ăsta trebuia și el să se inspire de undeva. Domnule, de acord, dar nu într-un concurs. În concurs trebuie să fii tu cel original, nu? Dar tu de unde le-ai scos, mă? Din cur? Așa mi-a zis. M-am speriat, eram foarte, eram un tânăr adolescent, m-am temut așa. Și, urmă, ca să arăt că totuși, controlați să vedeți dacă eu am copiat de undeva. Și, urmă, mai mult decât atât, am venit cu alte planșe în care să arăt că și din desenatorii consacrați ai reviste Cutezătorii și ei copiaseră. Din Ragnar, din alții, din... și le-am arătat planșele, din... Atunci s-au convins și domnule zice, atunci lasă-ne hârtiile toate astea, lasă-ne și revistele, ți le dăm noi înapoi, ca să vedem, să dovedim. N-am știut că o să ia premiul lui Bujor Ștefănescu, îmi pare părul rău pentru el, dar i-au anulat atunci premiul, s-a supărat, au fost niște acțiuni. Dar pentru mine a fost un prilej să cunosc redactorii și văzându-mă că totuși sunt un om dedicat acestei dimensiuni, mi-au dat să fac o planșă cu Alexandru Ioan Cuza. Da, 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 da. Și aia a fost primul meu debut. După aia, mă rog, au fost niște ani în care eu eram foarte ocupat cu studiile mele la Facultatea de Arte Plastice și am revenit în 1979. Vintilă deja nu mai era că se săturase de redacție, deci venise artist liber profesionist, dar l-am recunoscut pe Pompiliu Dumitrescu, cu care am început, practic, o colaborare, am devenit și redactor la revista Cutezătorii, după ce am început o serie de benzi desenate care s-au prelungit pe parcursul aproape două decenii. A fost pentru mine o plăcere, adică eu am făcut banda desenată dintr-o dorință așa de a mă exprima, nu m-a interesat neapărat câștigul material și cu notorietatea. Le-am făcut toate cu mare, mare plăcere. Mi-amintesc că în 2005 am avut la aici o expoziție cu banda desenată, cu invitați străini, chiar la Casa Sfatului, era de la banda desenată la fresca murală. Și făcusem în acei ani o pictură murală de mari dimensiuni cu Mihai Viteazu. Asta e o, cum să zic, o primă casetă dintr-o bandă desenată din Luminița, care a apărut în două pagini și era prima casetă. Peste ani, nu, dacă nu m-am lăsat, am pornit de la asta și am o statuie în București. E o statuie pe bulevardul Timișoara, lângă AFI Palace Cotroceni, o statuie de 4 metri. Un Mihai Viteazu. Și două basoreliefuri, da. Aici m-am jucat un pic cu... i-am mai pus un fundal cu un alt desen de-al meu. Asta vreau să le ofer domnului Pepene, pentru că el este sufletul acestui eveniment, al acestui festival și al, mă rog, al faptului că menține vie această dragoste pentru banda desenată. Am făcut zeci, sute am făcut de benzi desenate. E muncă, e și o pasiune, dar e și muncă, așa cum spune prietenul Vintilă, muncești la o bandă desenată. Nu e simplu. Am început, aveam doar 15-16 ani, când am făcut pentru pura mea plăcere o bandă desenată pe care n-am publicat-o nicăieri, Vrancea se numea, după un text de Eusebiu Camilar. Astea erau planșe făcute cam pe la 16 ani. Erau cât mă pricepeam eu să muncesc atunci, da. Nu le-am publicat nicăieri, le-am făcut pentru pura mea plăcere. Eu sunt unele mai muncite un pic, de pildă asta cu cei șapte feciori ai Vrâncioaiei. Muncite, dar nu chiar cu fecealbii. Da, da, da. Și, mă rog, ulterior s-au făcut, astea erau la Cutezătorii, de pildă. Pe vremea aceea, planșele se făceau la negru pe o planșă separată și, pe urmă, pe o planșă adiacentă făceai culorile, ca să se suprapună la tipar. Astăzi e altceva, calculatorul face multe alte lucruri. Uitați, asta a fost o copertă pentru un afiș al salonului de benzi desenate care a fost la București. Ăsta era doar negru. Și asta e partea de culoare pe care a făcut-o bunul meu prieten aici, Alexandru Ciubotariu, colorată pe calculator.
Vreau să vă arăt o planșă cu... Uitați, asta ar fi negru cu... Vede, negru e făcut pe, l-am făcut pe calc și culoarea e aici. Ele trebuie să suprapuneau. Îmi amintesc că când lucram pentru cutezători, încă nu eram angajatul lor și lucram la o firmă atunci. Și în timpul serviciului, eu trebuia să predau planșa a doua zi și culoarea o făceam la serviciu, încopiam pe geam. Pe geam încopiam după negru contururile ca să pot să le umplu cu culoare. Și un coleg îmi spunea, băi, dacă ar vine o eclipsă, te-a terminat. Nu le mai termin la timp. Da. Au fost multe, sunt multe amintiri, sunt multe... Eu am făcut și bandă umoristică, dar, mă rog, cum să zic, careul meu în care mă simțeam bine era banda realistă. Și eram, în general, foarte exigent, cu detalii, să fiu... Mai ales dacă era vorba despre o bandă desenată de epocă, trebuia să se integreze în epocă costumația, tipul de armament. Eram atent la toate treburile acestea. În 1980 a trebuit să fac o bandă desenată în 10 zile, de 20 de pagini, pentru un almanac cutezătorii. Astea erau blanșele originale. Vedeți? De regulă se fac mai mari. Nu știu de ce m-am avut eu în cap atunci, că sunt foarte mici. Astea sunt desenele originale. A4. Dar uite câte casete sunt în ele. Și din nefericire au apărut în almanac în două culori, în albastru și portocaliu, care a ratat exact toată povestea. Da, 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 le-am păstrat. Peste ani m-am gândit să le colorez și intenționez să le scot poate într-un album așa. Uitați cum vin în variantă color. E o poveste frumoasă, banda desenată, dar e o poveste care te captivează, e o poveste care, cum să spun eu, te rupe un pic de realitate, pentru că te canalizezi în ea și uiți de restul, ești în altă lume. Dar asta e toată partea frumoasă a ei, că te transpune într-un alt univers. Ești obligat să te documentezi în foarte multe direcții, dacă e o bandă SF, dacă e o bandă istorică, dacă e o bandă realistă, să fie ancorată în realitate, să știi să faci mașinile din epoca respectivă. Sunt foarte multe criterii. Aici avem prietenii noștri arhitecți, trebuie să știi perspectivă, dacă faci o stradă, dacă faci un castel, dacă faci o introducere într-un portal, în ceva, trebuie să fie într-o perspectivă corectă și din unghiuri de vedere diferite, pentru că dacă le faci toate din aceeași vedere, ea devine stereotip. Trebuie să abordezi mai multe unghiuri. De fapt, o bandă desenată este în ultimă instanță și un storyboard al unui film, al unei pelicule. Fiecare film începe printr-un storyboard care este o bandă desenată, care face cadrajele, adică care îl ajută pe regizor, ajută cameramanii, tot ca să știe cum să cadreze. Da. Da, da. Dar câte, nu știu, filme s-au făcut după eroii benzii desenate, după Superman, după Batman, după Spider-Man, nu? Iar unul din marii desenatori din Pif Gage, vaia în Le Journal de Pif, Gerald Forton, care a făcut Teddy Ted, a emigrat la un moment dat în Statele Unite și s-a stabilit la Hollywood și a început prin a face storyboard-uri. A făcut la Blade Runner, chiar a făcut storyboard. Deci, artiști aici, ceea ce iar e un lucru extraordinar, care a desenat un personaj celebru al vremii, da. Dan Buzdugan. Da. Domnul Puiu Manu, domnul Vintilă Mihaescu, Livia Rus, care nu mai este între noi, și domnul Valentin Tănăstru. Da. Povestiți-ne ceva despre această serie. Ce vă aduceți aminte? Care Când a apărut revista Cutezătorii în 1967, prima bandă desenată a fost Dan Buzdugan, ilustrat de Livia Rus, pe care am cunoscut-o, cu care am avut, să spunem, o relație amicală, pe care am respectat-o și am admirat-o foarte mult, atât ca ilustratoare, dar și ca pictoriță. Poate puțin au știut lucrul ăsta, că a fost și o foarte bună și înzestrată artistă pictor. Sigur că m-a impresionat Dan Buzdugan. Era așa ceva între realist și comic, dar foarte bine făcut dozajul. A fost prima bandă de cutezători care m-a impresionat, care mi-a spus ceva. Apoi a fost domnul Puiu Manu peste ani, care a făcut un bandan Buzdugan al lui.
Și după aia Vintilă Mihăescu, care a făcut un ban buzdugan în stilul mai așa, mai pop art, mai atunci era foarte celebru desenul animat Submarinul Galben al Beatles-ilor. Și avea așa niște ecouri din această manieră de lucru. Foarte frumos și deosebit și foarte original. Eu am venit cu Dan Buzdugan al meu cam prin 1982. Era mai către final. Și întâmplarea a făcut că îl cunoșteam foarte bine pe scenarist. Scenaristul era scriitorul și istoricul Dumitru Almaș, cu care colaborasem, cu care aveam o relație foarte prietenească. Împreună cu el făcusem acele povestiri istorice, tipărite în mai multe volume și care s-au răspândit în toată România. Am vrut să-l fac un Dan Buzdugan realist, așa cum îl vedeam eu, după zona povestirilor istorice pe care le ilustram în acea perioadă. Și a fost o bandă mai, oarecum mai realistă, și pentru că atunci era o cenzură, așa cum pomenește și prietenul Vintilă Mihăescu, fiecare planșă era judecată la Consiliul Național al Organizației Pionierilor și dacă ceva li se părea un cuvânt, o atitudine, îți cerea să o schimbi. Ori erau făcute și planșa pe negru și pe culoare, era foarte greu să schimbi. Și eu mă străduiam să bag așa mici șopârle, care să nu le observe ei. Una dintre ele era să-i strecor pe Beatles și eram mare pasionat al formației Beatles. Și în toate benzile desenate, într-una sau alta, apare și unul sau altul din cei patru Beatles. Nu s-au prins, n-a știut nimeni că e. Și mai mult decât atât, într-una din episoadele cu Dan Buzdugan, una din eroine trebuia să se strecoare dintr-o cetate de la Vidin, îmbrăcată în ienicer, și trebuia să se schimbe. Și atunci am făcut-o ea când își schimba haina, dai să vede un sân. Într-o revistă de copii era ceva așa ceva. Culmea a fost că a trecut. Într-un alt episod ulterior, ea trebuia să fie îmbrăcată mai cadână. Și am făcut-o, sigur, cu cadână, dar era ok, corect. Mi-au la retuș, mi-au înnegrit toată, că ea era cu sutien și chiloți și niște șalvari. Mi-au pus negru tot, ca să, probabil că se prinseseră din precedenta. Da, erau așa, mici. Dan Buzdugan era atunci un fel de autoportret, că eu pe vremea aceea purtam barbă și mustață și am vrut să fie, da, cum și Vintilă s-a autoportretizat în multe din ilustrațiile sale. Chiar și în întâlnire în spațiu, unul din personaje, da, eram tot eu, da, da. Când da. Vorbim de cenzură, vă rog să ne povestiți și episodul cu sextantul. Da. În paralel cu Cutezătorii lucram la o revistă de tehnică. Se numea Start spre viitor. Și era un fel de succesor al revistei Mini Technicus, în care era o revistă de bricolaj. Și într-una din pagini era construiți un sextant. Cu desene, cu... Trebuia să mă duc, eu eram cel mai tânăr în redacție, m-am dus cu ea revista la Consiliul Național al Organizației Pionierilor ca să am avizul să o băgăm în tipar. Și acolo activistul s-a uitat... Ce-i cu pagina asta cu sextantul? Păi ce e aia? Păi sextant e un aparat care măsoară înălțimea soarelui pentru marinari, care așa ca să se descurce. Dar cum nu-i mai zice altfel? Ce face unghiul ăla? Păi măsoară unghiul și păi să-i spuneți unghiometru. Dom'le, nu merge, că așa e numele lui, consacrat, sextant. Dom'le, nu, cade pagina. Dar de ce, domnul tovarășul? Dom'le, gândește-te că acum e discuția asta cu... Erau cu transcendentalii, cu... Era un fel de prigoană a anumitor intelectuali, între care a căzut și Pleșu și alții, că meditația transcendentală, nu. Să gândește cititorul român, nu are, gata. Dom'le, dar nu se poate, e altceva, nu mă interesează, găsiți repede ceva. Trebuia să plece în 2 ore revista la tipar. Noroc că mai aveam în rezervă o pagină cu construiți o cușcă pentru iepuri de casă. Am scos-o repede și i-am dat-o. Ai văzut că se poate, ai văzut că dacă vrei găsești. Sigur că da, gata, dați-i drumul. Am plecat cu ea la redacție și zic, mă, trebuie să-i fac lui ăsta o figură. Și pentru frontispiciu cu titlu, că titlurile se desenau de mână, cum spune și Vintilă. Am desenat construiți o cușcă de pentru iepuri de casă și am făcut o vinietă. În vinietă am pus iepurașul Playboy, ăla cu papion, cu nu știu.
A plecat la tipar și a apărut revista, m-am dus și am arătat-o lui Pompiliu, prietenul și colegul. Pompiliu, ce mă, tu ești nebun, ăștia te leagă, mă, te-ați. Tu mi-a trecut, a scăpat, a trecut de cenzură, asta e. Bă, ce ești nebun la cap. După aia, Pompiliu, la un moment dat, în revista Cutezătorii, într-un interviu cu Dem Rădulescu, a băgat și el un desen exact cu iepurașul Playboy. A trecut și ăla. Era pentru noi un mijloc de a, cum să spun, de a ne răzbuna pe cenzură și de a încerca să penetrăm dincolo de vizorul uneori atât de obtuz al celor care decideau, de fapt, ce apare în revistă, în final. Au fost epoși frumoase, eram tineri, ne plăcea să ne jucăm, ne plăcea să ne asumăm niște riscuri. Sunt vârste și fiecare vârstă are... Da. O joacă de atunci. Ce se întâmplă? Eram doi redactori artistici, Pompiliu Dumitrescu și cu mine la un moment dat. Și Pompiliu avea, așa cum v-am spus tot timpul, avea o mână formidabilă și era în stare să facă un desen, o pagină de bandă ilustrată pe loc în redacție, cu mici corecturi de alb pe lângă tușul negru, dar în câteva ore o făcea și o băga la tipar. Nu putea să-și schimbe prea ușor formula de lucru. Și atunci, ca să pară că suntem totuși mai mulți, mi s-a sugerat, ci bă, nu poți să faci la fiecare ilustrație să fie altfel, să nu se vadă că e tot de tine. Și eu nu am două ilustrații sau două benzi ilustrate făcute la fel. Fiecare e ca și când ar fi făcut-o altul. Ca să pară mai bogată, de exemplu asta cu Dan Buzdugan, este cu totuși cu totul de altă natură decât desenele obișnuite. Asta. Sigur că era un alt efort să inventezi un stil și să-l și țipă tot parcursul tipului de desen. Pentru mine, într-un fel, era plăcut, era o provocare. Pentru ei era un interes de a avea cât mai mulți, că nu puteam să ne permitem colaboratori. Și atunci, băi, faceți ce puteți în redacție să fiți mai mulți. Și așa reușeam. Vă mulțumesc foarte mult. Dacă îmi dați voie să trag eu concluzia, participând la concursurile de benzi desenate, vei ajunge după anumită perioadă directorul studioului de colonel și directorul studioului de creație al armatei, arhitecți care au construit o bună parte din România, desenator la revista PIF Gadget, care ne-a fermecat copilăria la toți. Concursurile au fost foarte, eu nu sunt autor, nu sunt artist, dar dânsii mi-au spus, concursurile au fost foarte importante în viața lor de viitori artiști și viitori autori de benzi desenate. De aceea, dați-mi voie să mulțumesc organizatorului festivalului, domnului Pepene, pentru că a reunit aici această pleiadă de mari artiști, dar și să-l felicit pentru că deja dânsul a înțeles lucrul ăsta și de la prima ediție a organizat concursuri de benzi desenat. Și nu trebuie să mai treacă 25 de ani, radele se văd deja, au apărut pe firmament, a fost un pariu. Mi-a povestit domnul Pepene, bă, tu te-a pus să faci festival de benzi desenate istorici, păi nimeni în țara asta nu mai interesează. Și a fost un pariu cu dânsul, cu el însuși și cu cei din jurul lui care s-au contrazis și iată că astăzi avem din nou o bandă desenată istorică creată de tineri autori. Asta este extraordinar. Pe cei de o anumită vârstă i-a întors, i-a adus către BD istoric, iar pe cei tineri i-a promovat și i-a scos în față cu aceste lucruri. Mai mult decât atât, dânsul a făcut și acel proiect extraordinar transfrontalier, Ken for Balkans, în care a arătat și nivelul autorilor români în contextul balcanic. În prezent, dacă nu se supără că dezvălui, dar chiar, după aceea aș vrea să-mi dați voie ca ultimul cuvânt să ne-l ofere dânsul, suntem în proiect să lucrăm și cu Europa benzilor desenate, cu Franța și Belgia. Dar dânsul lăsăm să ne povestească mai mult. În primul rând, aplauze pentru invitații noștri. Vă mulțumesc din suflet că sunteți alături de noi, vă mulțumesc tare mult, pentru că indiferent cât de fascinant e să fii la început de carieră, să fii la un masterclass de benzi desenate istorice, și cred că în orice domeniu. E extraordinar când reușești să te întâlnești față în față cu modelele tale, cu oamenii care te inspiră, cu oamenii care au făcut deja carieră în acest domeniu, cu oamenii care
rămâne în istoria benzii desenate istorice românești și chiar europene. Și eu mă bucur că începem să dăm o importanță cuvenită și din acest punct de vedere, hai să zicem cumva istoriografic. Adică începem să scoatem cărți despre istoria benzii desenate românești, să facem expoziții, să facem expoziții dedicate maestrilor. Cum eu m-aș bucura dacă ar exista și o concurență în România. Deci mulțumesc încă o dată tuturor că ați fost alături de noi. Urmează o parte pe care o mutăm pe scenă pentru că avem nevoie de ecran, așa că o să vă rugăm să ne scuzați că ne reorganizăm puțin cu scaune, cu mese, cu cred că și cu aparatul de filmat și vă promit că o să vorbesc puțin spre deloc în ceea ce urmează, pentru că timpul este destul de comprimat, avem niște prezentări foarte frumoase și apoi avem pe final, după, înțeleg, și o baladă, așa că dacă suntem într-un bastion nu se poate să încheiem ziua fără o baladă. Avem și o chestie mai specială așa pentru niște aniversări ale acestei ediții și am zis că orice aniversare trebuie să aibă de la un cap la altul ceea ce îi trebuie. Odată cu, ca zic așa, cu un baston nobil care a căzut, fost așa ca un gong de final. Vă mulțumesc încă o dată! Ca să vedeți că ați auzit vorbindu-se de Arnal, Dumnezeul multora dintre autori de aici. Ce nu știați și aflați acum premieră, e în cartea mea, dar vă spun acum, Arnal când a venit în România a vizitat două orașe, Bucureștiul și Brașovul. Știu asta de la cel care l-a însoțit în periplul lui. Deci a fost o predestinare. Vă mulțumim până la 18.30. Vă invităm să luați, să faceți poze cu artiștii, să luați dedicații de la ei. Iar după aceea începe ultima parte a programului nostru și vom orienta scaunele spre scenă. Eu tare curios să văd astea, planșele. Da?